My wife and I wish you and your families a wonderful coronation weekend. Wherever you are travelling, we hope you have a safe and pleasant journey. And remember, please mind the gap. Acesta este mesajul cu care sunt întâmpinați călătorii celebrului metrou din Londra. Un moment special în coronarea a adus londonezilor și nu numai indicații de călătorie și urări chiar de la monarhi. Mesajul este difuzat în weekendul încoronării de vineri până luni. Un gest salutat de cei care răspund de metroul londonez și de către pasageri. Și nu a fost singura surpriză în acest domeniu. Prințul William și soția sa Kate au călătorit cu metroul pe cea mai nouă linie din Londra. Cuplul regal a străbătut linia Elisabeta, numită după fosta regină a Marii Britanii. Destinația prințului și prințesei de Wales a fost un pub din Soho, unde au discutat planurile pentru weekendul încoronării regelui Charles în timp ce au băut bere. Familia regală britanică are acces la o întreagă flotă de mașini de lux, dar asta nu îi oprește uneori să folosească și alte mijloace de transport, chiar public. Regina Elisabeta a II-a a mers prima dată cu taxiul în adolescență, iar în anii 60, regele Charles al III-lea a fost văzut într-un taxi alături de tatăl său.